Eu aleg România, 100 de povești de aur ale sportului românesc, un proiect al rețelei regionale Radio România. Orice fetiță care face gimnastică visează să devină o a doua Nadia Comăneci, pentru că zeița de la Montreal reprezintă de 4 decenii perfecțiunea în acest sport. Este și cazul Cătălinei Ponor, care a muncit de mică pentru acest vis. Vă prezentăm astăzi povestea Cătălinei Ponor. Cătălina Ponor s-a născut la Constanța în 1987, iar dragostea pentru gimnastică a început încă de la vârsta de 4 ani. Cum era destul de neastâmpărată, mama și bunica ei au dus-o la sala de sport. De aici a început magia. În primăvara anului 2002, antrenorii Octavian Belu și Mariana Vitang au remarcat-o pe Cătălina la antrenamente și au convocat-o la lot. La primul concurs de anvergură a devenit triplă campioană mondială, la sol și bârnă, dar și cu echipa României. Se întâmpla la Anaheim, Statele Unite. Un an mai târziu avea să fie vedeta delegației României în capitala Greciei, unde a reușit să ridice sala în picioare cu o melodie grecească aleasă pentru evoluția de la sol. Întâmplarea a fost să fie că acea melodie era grecească și chiar în vogă, să zic așa, la momentul respectiv. Eu nu am știut în mare parte, dar un voluntar care lucra acolo mi-a venit cu CD-ul cu melodia mea de la sol și mi-a spus că este o melodie grecească și că toată lumea o adoră. Iar când mi-am început exercițiul la sol, bineînțeles că toată lumea a început să urle și să danseze pe melodie. A fost ceva extraordinar. Admirată și criticată deopotrivă, Cătălina Ponor a numărat până la cei 29 de ani retrageri și reveniri spectaculoase. S-a retras în 2007, dar nu a putut sta departe de antrenamente, iar la europenele din 2012 a devenit cea mai titrată gimnastă la bârnă de pe continent, prin aurul obținut. După Jocurile Olimpice de la Londra, gimnasta a anunțat din nou că încheie socotările cu sportul de performanță. A revenit însă asupra deciziei și acum trage tare pentru a ajunge la Rio, la cea de-a treia ediție a Jocurilor Olimpice din carieră. Iar ce se va întâmpla mai departe, nu poate spune nici ea. Aș vrea totuși să nu discut dacă va fi acesta punctul final sau nu. Aș vrea mai întâi să ajung până acolo, să reușesc să dau rezultate și după aceea mă voi gândi ce voi face mai departe. Dar te bate gândul să devii antrenor? Da, mă bate gândul să devin antrenoare, îmi și place pentru că am și făcut lucrul ăsta înainte și consider că ar fi o muncă pe care eu am învățat-o de la foștii mei antrenori și de la antrenorii actuali, un lucru pe care îl știu. Fără îndoială, Cătălina Ponor are mentalitate de campion și se mândrește cu faptul că este singura gimnastă din România care s-a întors de la o ediție a Jocurilor Olimpice cu 3 medalii de aur. A fost povestea de aur a Cătălinei Ponor. Eu aleg România, 100 de povești de aur ale sportului românesc, un proiect al rețelei regionale Radio România. Toate filmele le puteți vedea pe site-ul studioului, pe Facebook și pe Twitter sau pe site-ul eualegromânia.ro.